Două dintre prietenele prim-ministrului Finlandei, Sanna Marin, au fost surprinse la orgii chiar în reședința oficialului. Prim-ministrul a recunoscut că fotografia nu ar fi trebuit să fie niciodată făcută. Conform Napoca News, sunt gata să intre în NATO și să se bată cu rușii. Prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin, a prezentat marți scuze publice după ce două dintre prietenele sale au fost fotografiate într-o ipostază indecentă în reședința sa oficială. Fotografia a fost realizată lângă biroul Sannei Marin, pe un tablou oficial albastru, într-un spațiu de lucru unde acesta este filmat adesea când face anunțuri oficiale ale guvernului. Una dintre femei topless a folosit un semn oficial pe care scria Finlanda, semn cu care și-a acoperit sânii goi. În mod normal, semnul se află pe biroul lui Sanna Marin atunci când acesta participă la videoconferințe internaționale, vorbind cu alți lideri din Uniunea Europeană și din lume. Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, a recunoscut că fotografia care a fost capturată de pe un videoclip nu ar fi trebuit să fie făcută niciodată, relatează Napoca News.